tuturor. O să începem să începem întâlnirea de astăzi. Că deja observ că sala e la capacitate. În primul rând, vă spun bună ziua tuturor. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră de astăzi. Mă onorează. Sper că foarte multe dintre, eu știu, nedumeririle dumneavoastră în ceea ce privește noua lege a pensiilor să fie clarificate astăzi. Dar pentru a ști cu cine veți dialoga astăzi, să dați-mi voie să vă prezint pe cei care astăzi ocupă locul de la prezidiu. Încep, bineînțeles, prin a prezenta pe domnul Adrian Rândâmnică, secretar de stat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale, pe domnul președinte al Consiliului Județean Bacău, domnul Sorin Brașoveanu, pe domnul subprefect al județului Bacău, domnul Valentin Ivancea, pe doamna director executiv al Casei de Pensii județului Bacău, doamna Lina Iftode, pe doamna deputat Teodora Șotcan, pe doamna deputat Hărătău Elena și, nu în ultimul rând, pe domnul deputat Miron Smărândache. Împreună, cred eu, astăzi vom clarifica, după cum am spus, o serie de nelămuriri pe care le aveți. Spun că va fi o discuție foarte constructivă. Este o lege foarte importantă care, eu știu, va regla, va corela și va îndrepta foarte multe nedreptăți făcute de-a lungul anilor între anumite categorii de pensionari, dacă le pot numite așa. Și eu zic că este o zi bună pe care trebuie să o fructificăm astăzi la maxim. Aș începe să dau cuvântul. Vă propun ca să se desfășoare în felul următor întâlnirea de astăzi. După ce fiecare invitat prezent la aici în prezidiu va expune câteva cuvinte pe această temă, urmează să vizualizăm împreună în format electronic o prezentare în detaliu a acestei legi și ulterior o serie de întrebări, de clarificări la care invitații noștri de astăzi vă vor răspunde. Așadar, respectând ceea ce am spus mai devreme, dau cuvântul domnului Adrian Rândunică, secretar de stat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale. Vă mulțumesc! Bună ziua! Bună ziua! Da, bun! Bună ziua! Să știți că sunt onorat să particip astăzi la UNEJ, la întâlnirea cu dumneavoastră. Am avut foarte multe dezbateri constructive în țară, în mai multe județe, dar astăzi am rămas plăcut surprins când am intrat în sală și am văzut cât interes acordați acestui act normativ. Vă asigurăm că și noi ne dăm tot interesul să respectăm absolut toate solicitările pe care dumneavoastră le aveți vis-a-vis de acest proiect de lege. Vreau să vă menționez, înainte de prezentarea pe care o să o avem, după ce iau cuvântul și colegii din prezidiu, vreau doar să vă menționez un singur lucru încă de pe acum. Niciodată, din ce am eu cunoștință, nu a fost dezbătut niciun act normativ de o importanță atât de mare, ba chiar niciun act normativ, și când spun niciunul, chiar niciunul, nu a fost dezbătut pe o plajă atât de largă. În teritoriu, în județe, în municipii, în orașe din județe, cu atâția factori interesați, cu asociații de pensionari, cu pensionari aflați în plată, cu lucrători, pentru că și ei vor veni. Să știți că vă asigurăm de absolut să aveți toată convingerea că ne dăm absolut tot
interesul ca această lege să iasă una foarte bună. Tocmai de aceea, după cum vedeți, sunt o parte dintre parlamentarii care vă reprezintă astăzi în sală, pentru că după ce trece de noi, de guvern, acest act normativ, va ajunge în Parlament, iar dumnealor sunt aici alături de mine pentru a vă asculta punctele de vedere și pentru a le susține atât acum, în transferință decizională, cât și când acest act normativ va ajunge în Parlament. Deocamdată atât, în momentul în care o să începem prezentarea, atunci o să discutăm punctual pe proiectul de act normativ. Da, mulțumim, domnule secretar de stat. Continuăm prin a-i da cuvântul domnului președinte al Consiliului Județean Bacău, domnul Sorin Brașoveanu. Poftiți, domnule președinte. Sărbările, bună ziua! Prezența dumneavoastră aici într-un număr atât de mare arată interesul despre acest act normativ, legea pensiilor, și mă bucur că domnul primar a reușit să transmită informația în rândul dumneavoastră ca să fiți astăzi într-un număr atât de mare și sala să fie plină. O să fim foarte operativi. Eu cred că, iată, Guvernul României vine astăzi în fața noastră cu un proiect de lege, în urma consultărilor, dinainte cu o parte din dumneavoastră, cu tot sugestiile pe care le-ați făcut, iar astăzi este în dezbatere pentru a da forma finală. Avem aici reprezentanții atât ai Camerei Deputaților cât și a Senatului României, și care vor susține și vor duce mai departe, încât să avem o lege cât mai bună pentru noi și care să acopere tot ceea ce, toate aceste inadvertențe, așa cum spunea și domnul primar, și aceste inechități făcute în trecut. Eu mă opresc aici, aștept prezentarea domnului secretar de stat, iată, Ministerul Muncii aici prezent prin domnia sa, doamna director de la Casa de Pensii, pe care o cunoașteți, cred că cu toții, și așteptăm cu interes dezbaterea. Sigur că nu o să fie timpul necesar de a răspunde la toate întrebările. Cred că domnul primar a și gândit împreună cu președinții asociațiilor de a strânge cumva, deja o parte din ele sunt centralizate din întrebările dumneavoastră, din sugestiile dumneavoastră, din, eu știu, soluții vis-a-vis cei care ați avut ocazia până acum să o citiți, încât să ajungă într-un număr cât mai mare toate informațiile la dumneavoastră și invers. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim. Sărim peste domnul Valentin Ivancea, dacă putem să ne exprimăm așa. Știți, funcția pe care o ocupă dânsul de subprefect nu permite o abordare, eu știu, cu tangențial politice, și o să rog pe doamna Teodora Șotcan să ia cuvântul. Vă mulțumesc! Bună ziua! Mă bucur foarte mult să fiu astăzi alături de dumneavoastră. Cu siguranță prezența noastră, număr atât de mare, dovedește faptul că ați venit astăzi și să ne ascultați pe noi, dar mai ales dumneavoastră sunteți astăzi prezenți în sală ca noi să vă ascultăm pe dumneavoastră. Legea pensiilor este o lege care își propune să îndrepte principalele inechități din sistemul de pensii. Este un lucru pe care Guvernul României și l-a asumat în programul de guvernare. Vreau să cred că acest guvern a fost investit și datorită voturilor primite de la dumneavoastră, pentru că am promis să facem acest lucru și iată că astăzi îl facem. Este o lege absolut necesară și aici cred că suntem cu toții de acord. Ce ne rămâne să facem de azi înainte? Ne rămâne să facem o lege bună, cât mai bună. Și aici avem nevoie de sprijinul dumneavoastră să ne aduceți în atenție lucruri pe care poate, cu siguranță, spun eu, le-am scăpat din vedere. Contez foarte mult pe colaborarea dintre toți factorii decidenți și dumneavoastră în obținerea unui act legislativ care să acopere și care să rezolve toate problemele de care suntem cu toții conștienți. Vă mulțumim, doamna deputat. Întâlnirea de astăzi sau dezbaterile cu siguranță vor avea loc între dumneavoastră pe de o parte și între doi specialiști în domeniu. Dacă domnul Adrian Rândunic ar fi primul specialist,
nu în ordinea aceasta competențelor, să spun, ar fi pe rândul doamna director executiv al Casei de Pensii. Cu siguranță vă va răspunde și domnia sa la clarificări foarte, într-un mod foarte competent. Așadar, îi dau cuvântul doamnei director executiv, Alina Iftor. Este un lucru foarte bine cunoscut de toată lumea că legea pensiilor este una dintre cele mai complexe legi. Presupune foarte mult în stadiul în care ne aflăm acum atenția noastră și în egală măsură și atenția dumneavoastră, pentru că acum este un proiect în dezbatere și toate propunerile dumneavoastră a celor direct interesați în momentul de față, pentru că sunteți pensionari, și a noastră, pentru că lucrăm în mod direct cu această lege și trebuie să o aplicăm, în mod corect, dacă suntem acum interesați, va fi un proiect de lege bun și o lege cu atât mai bună. Ca să fim foarte, foarte operativi, o să vă spun că în seara alături de mine se află în la Casa de Pensii două colege de ale mele care au pregătit niște coli de hârtie pe care scrie propuneri, 1, 2, 3, 4, sigur, dacă există mai mult de 4 propuneri pe care o persoană poate să le facă, o trece și pe 5-a și pe 6-a și câte sunt necesare, și jos sunt datele de contact. O să vă rog frumos să vă treceți datele de contact acolo, înțelegând în primul rând adresa la care puteți să primiți un răspuns de la noi, în situația în care nu reușim să răspundem tuturor întrebărilor, să putem să o facem în scris, să primiți la domiciliu răspunsul și, mai mult decât atât, să putem centraliza propunerile dumneavoastră, pentru că noi avem un termen de respectat transmis de Casa Națională de Pensii Publice, de a culege propunerile dumneavoastră și de a le transmite în format solicitare dumneavoastră. Vă mulțumesc, aștept și eu cu interes prezentarea domnului secretar de stat și ne auzim după dezbatere sau, dacă acest lucru nu este posibil cu fiecare dintre dumneavoastră, prin intermediul acelor hârtii, da, documente pe care le împart colegele mele. Au început deja să le împart, aveți și pixuri pentru aceia dintre dumneavoastră care nu aveți pix, aveți și pixuri și hârtii și așteptăm propunerile. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamna director. Aș da cuvântul doamnei Elena Hrătău, deputat de Bacău, vă rog. Bună ziua, bine v-am găsit. Mă bucur că avem ocazia să ne cunoaștem. Suntem aici pentru dumneavoastră. Iată că, așa cum se spune în vechile legende, poate să vină și muntele la Mahomet. De aceea este aici prezent domnul secretar de stat, de aceea suntem prezenți noi aici, să vedem părerile dumneavoastră, opiniile dumneavoastră, care, bineînțeles, sunt foarte, foarte importante. După cum observați, această lege se propune să aibă un demers atât pe orizontală cât și pe verticală. Și faptul că dumneavoastră sunteți aici și văd că deja împărțiți aceste fonduri de deosebit interes pentru a vă spune punctele de vedere, este un lucru foarte important. Din punctul meu de vedere, dumneavoastră constituiți acei mesageri, nu numai pentru generația actuală care beneficiază de pensii, nu numai pentru pensionarii actuali, ci și pentru tinerii de astăzi, care noi sperăm că se vor bucura de hotărârile pe care le vom lua cu scopul de a face o lege clară, o lege pentru toți și noi suntem, cu privire la pensionari, bineînțeles, iar noi suntem acei oameni care spun mereu alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc și mergem în continuare cu demersul lucrurilor. Și noi vă mulțumim, doamna deputat. În încheiere, dau cuvântul domnului senator Miron Smarandache. Bună ziua tuturor! Mulțumesc, domnule primar, pentru invitația de a participa astăzi alături de dumneavoastră la această dezbatere extrem de importantă. În 2016, când am venit în fața dumneavoastră cerându-vă votul pentru a guverna țara, de fapt, dumneavoastră ați votat un program de guvernare. În acest program de guvernare, sau prin acest program de guvernare, noi încercăm să îmbunătățim viața tuturor românilor. Legea pensiilor, iată, este un element extrem de important pentru a îmbunătăți viața românilor. Beneficiați astăzi de prezența a doi specialiști foarte buni, de prezența domnului secretar de stat, dar și de prezența doamnei directoare, pe care noi o considerăm unul dintre cei mai buni directori pe care avem la nivelul instituțiilor Bacăului.
dovedind acest fapt și prin felul în care s-a organizat la întâlnirea cu dumneavoastră, cu aceste hârtiuțe, pixuri, pe care dumneavoastră aveți posibilitatea să vă treceți toate neclaritățile pe care le aveți privind această lege a pensiei. Îmi doresc o dezbatere extrem de deschisă și sunt sigur că veți primi răspunsuri extrem de pertinente la toate întrebările dumneavoastră. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim datorită faptului că prima etapă, să spun, de prezentare am parcurs-o cu toții, zic eu, într-un mod destul de bun. Trecem la a doua etapă acestei întâlniri. Așadar, îi dau cuvântul domnului Adrian Rândunică pentru a face prezentarea de rigoare. Înainte de a începe prezentarea proiectului de act normativ, aș avea două aspecte pe care mi-aș dori să le clarificăm. Primul aspect, să știți că adevăratul expert în această sală este doamna director la Casa de Pensii, pentru că dumnealor au lucrat efectiv foarte, foarte mult la acest proiect de act normativ. Noi, într-adevăr, ca și reprezentanți, până la urmă ai dumneavoastră în guvern, avem rolul de a-l promova, de a lucra alături de experți în grupul de lucru și zic eu că împreună cu dumnealor facem o echipă foarte, foarte bună. Așa că nu vreau să-mi asum rolul de expert, ba din potrivă, doamna director chiar merită toate laudele din acest punct de vedere. Pe de altă parte, doamna deputat, să știți că muntele la Mahomed, de când suntem noi la, cel puțin în zona guvernării, eu de acum un an de zile cred că de fapt noi suntem Mahomed, pentru că de-a lungul timpului au avut extrem de multe dezbateri și de fapt muntele este aici, nu muntele a fiilor dumneavoastră, muntele este chiar aici. Și am mers în teritoriu de fiecare dată cu mare drag, am ascultat punctele de vedere, de aceea astăzi ne putem mândri cu un proiect de act normativ extrem de bun. Mă rog, revenind la proiectul de lege, pot să vă spun următoarele aspecte. Până a merge pe slide-uri, am pornit când am construit acest proiect de act normativ de la patru principii extrem de importante pe care dumneavoastră le-ați solicitat de-a lungul timpului și le-am dezbătut împreună cu asociația de pensionari, cu pensionarii efectiv. Și aici ne raportăm la contributivitate, un principiu extrem de important de la care am pornit construind acest act normativ. Evident, dumneavoastră aveți am pornit de la contributivitate, dar evident că este extrem de important ca în baza contribuției pe care dumneavoastră ați avut-o la bugetul asigurării sociale să beneficiați și de pensii. Al doilea principiu extrem de important este egalitate. Când vorbim despre egalitate, ne putem gândi la o situație. Vă dau un simplu exemplu. Dacă luăm din învățământ, de exemplu, doi profesori care au ieșit în ani diferiți la pensie, astăzi discutând pe actualul proiect de lege, care, ca și paranteză, să știți că este extrem de greu de aplicat și asta vă poate confirma atât doamna director, cât și colegele dumnei din Casa Județeană de Pensii Bacău. Este extrem de greu de aplicat și din ce în ce mai se lucrează mai greu cu acesta. Pe de altă parte, vă spun cu toată sinceritatea că dacă întrebăm un expert în pensii foarte capabil, deci de câte ori este modificată legea 263, legea pensiilor publice, vă spun sigur că neavând o discuție în prealabil nu știe să ne răspundă, nu pentru că ar fi incapabil, pentru că este de extrem de multe ori modificată și este foarte greu de aplicat. Revenind la principii, revenind la egalitate, ne dorim ca inechitățile din sistem să dispară, ca pentru muncă egală să existe și pensie egală. Imprescriptibilitate, este foarte clar ca dreptul la pensie, în momentul în care dumneavoastră ați ieșit la pensie, să nu vă mai poată lua nimic. Solidaritate socială, cel de-al patrulea principiu. Când vorbim de solidaritate socială, discutăm despre
actualii angajați care plătesc asigurări sociale din salariu ca pensionarii să poată primi pensia, evident acest ciclu continuând ca noi, cei care suntem în câmpul muncii, când vom ieși la pensie, să primim pensia din asigurările sociale pe care le vor plăti angajații de la acel moment. Trecând peste principii, am pornit, așa cum ne s-a solicitat de foarte multe ori din teritoriu, de la un stagiu de cotizare minim. Pentru că este drept că aveam situații în care erau cetățeni, persoane, pensionari, care ieșeau la pensii după o lună de contributivitate. Ceea ce nu era echitabil și corect față de dumneavoastră, cei care ați contribuit și ați avut un stagiu rezonabil. Tocmai de aceea încercăm să echilibrăm acest lucru, o să revenim asupra acestei situații, în care o să o explic mai clar pe măsură ce vom continua această dezbatere. Așadar, din discuțiile cu asociațiile de pensionari și pensionari din țară, au ieșit ca stagiul minim de cotizare să fie de 15 ani, așa cum este pe slide-ul din fața dumneavoastră. Sunt un pic amestecate slide-urile, dar am o prezentare aici. Sunt sigur că va ieși foarte, foarte bine și așa. Bun. Pornind de la stagiul minim de cotizare de 15 ani, orice pensionar care poate fi definit ca și pensionar trebuie să aibă un stagiu minim de cotizare echitabil, zicem noi, de 15 ani. Privind perioadele de necontributivitate asimilate. Aici, în afara a ceea ce era în legea 263, am dezbătut acest subiect și am adăugat ca și perioade de necontributivitate asimilate, masteratul și doctoratul. Acum, sunt și condiții privind perioadele de necontributivitate asimilate și aici discutăm despre stagiul minim de cotizare de 15 ani și pentru fiecare an de perioadă asimilată necontributivă se acordă 0,25 de puncte. Pentru studenții care sunt, care continuă studiile superioare, au posibilitatea de a, dacă lucrează în acea perioadă, absolut se va lua în calcul contribuțiile pe care le au din salariu. Este în avantajul acestora, tocmai de aceea am luat, deschideți ușile, asta vă spune domnul. Dacă a lucrat în timpul desfășurării studiilor superioare, să știți că li se va lua în calcul acele contribuții pentru că sunt în avantajul acestora. Revenind la perioadele de necontributivitate asimilate, dacă condițiile ar fi stagiu minim de cotizare de 15 ani, facultatea 4 ani, masteratul 2 ani, doctoratul 3 ani, armata 6 luni și șomajul 6 luni, așadar ajungem la 25 de ani, o să vă iasă din acest exemplu 2,5 puncte. Vorbim tot timpul în actele normative, în ceea ce ne propunem de acum încolo, de birocratizare. Aici am gândit și o măsură în acest sens, gândindu-ne și la retehnologizarea pe care ne-o propunem și noi ca indivizi, nu doar ca și instituții. Așadar,
Avem prins în proiectul de act normativ accesul online la informațiile despre contribuții. Așadar, ANAF-ul are obligația de a transmite către Casa Națională de Pensii contribuțiile reținute și plătite din salariu, ca dumneavoastră să aveți acces la date privind stagiul de cotizare pe care îl aveți. Așadar, am luat în calcul și această situație privind debirocratizarea și accesul mai ușor la informații al cetățenilor. Asigurarea facultativă, condițiile pentru asigurarea facultativă, și aici avem elemente de noutate, vechimea, stagiul de cotizare de 15 ani, vechimea se cumpără pentru oricare 5 ani pentru perioada necontributivă anterioară, acest lucru se poate face prin plata în rate timp de un an, se va lua în calcul și plata parțială în situațiile în care nu plătiți pentru cei 5 ani și plătiți, nu știu, pentru 3 ani și 2 luni, se va lua în calcul la cei 3 ani și 2 luni. Categoriile de pensii le știți, o să le repetăm acum. Pensia la limită de vârstă, pensia de limită de vârstă, pensia anticipată, pensia de invaliditate și pensia de urmaș. Privind pensia de limită de vârstă, am luat în calcul vechimea minimă plus vârsta standard de pensionare. Regulile noi, elementele noi pe care le aducem prin proiectul de act normativ în fața dumneavoastră sunt: dacă vechimea este de cel puțin 8 ani peste stagiul complet de cotizare, intervine reducerea cu 5 ani la limitei de vârstă. Mai este un element de noutate aici, raportându-ne de data aceasta la doamne, mamele care au născut și crescut 3 copii, stagiul minim de cotizare de 15 ani, beneficiază de reducerea cu 6 ani a limitei de vârstă, de la al patrulea copil încolo beneficiază de un an în plus pentru fiecare copil. Prin această măsură am avut în vedere și persoanele care sunt astăzi pensionare, dar totodată sprijinim și natalitatea, un fenomen important până la urmă pentru stat. Privind pensia anticipată, se menține legislația în vigoare. Privind pensia de invaliditate, se redefinesc gradele de invaliditate și totodată încă un element de noutate, pensionarii din această categorie vor desfășura și activități profesionale, adică vor putea acumula cu veniturile din aceste activități pensia de invaliditate. Un element, am zis noi, corect și totodată nou, știți bine că au existat câteva cazuri naționale, aș putea spune, din această perspectivă. Pensia de urmaș. Intervine aici o prestație nouă, tot în beneficiul pensionarilor și în sprijinul acestora, un ajutor pentru soțul supraviețuitor de 25% din pensia soțului decedat, evident fiind câteva condiții, să fie beneficiar de pensie la limită de vârstă, suma totală să depășească 80% din salariul minim brut, stagiul complet de cotizare, vârsta standard de pensionare și totodată durata căsătoriei să fie de minim 10 ani și nu s-a recăsătorit. Se menține și opțiunea actuală din prezenta lege, prin care soțul supraviețuitor poate renunța la pensia proprie pentru 50% din pensia soțului decedat. Dar elementul nou fiind acești 25% pentru soțul supraviețuitor din pensia soțului decedat. Revenim la discuția anterioară și regula generală pentru pensia minimă, pentru vechimea de minim 15 ani, este 45% din salariul minim brut, plus 1% pentru fiecare an în plus. Dacă pensia rezultată din contribuțiile plătite este mai mică decât pensia minimă, atunci se acordă pensia minimă.
Există și o excepție privind pensia minimă pentru pensionari în plată cu o vechime între 10 și 15 ani, așa cum vă spuneam mai devreme, stadiul minim de cotizare. Totodată am avut în vedere și acele persoane care au contribuit între 10 și 15 ani. Aici o să observați o modificare a procentului și discutăm despre 40% din salariul minim brut plus 1% din salariul minim brut pentru fiecare an în plus. Dacă pe formula actuală, pensia minimă, pentru, luăm trei categorii de persoane, persoane care au contribuit 13 ani, adică între 10 și 15 ani, persoane care au contribuit 19 ani, adică 9 în stadiu complet, și un pensionar care a contribuit 35 de ani. Pe formula actuală, după cum bine știți, guvernul a stabilit pensia minimă la 640 de lei. Dacă în 2021 fiecare dintre aceștia aveau 813 lei, un element, am zis noi, incorrect, o chestiune incorrectă față de dumneavoastră. Pe noua formulă, în 2021, un pensionar cu 13 ani vechime, așadar între 10 și 15 ani, ar avea o pensie de 1032 de lei, un pensionar, și avem întrebare acolo, un pensionar cu 19 ani vechime ar avea o pensie de 1176 de lei și un pensionar cu stadiu de 35 de ani ar avea o pensie de 1560 de lei. Opțiunea pentru indemnizația socială. Și acum, ca să înțeleagă toată lumea, că am observat și noi că sunt discuții, dezbateri în anumite segmente, mă rog, în anumite medii, că nu vor fi cetățeni care li se va lua pensia sau, mă rog, diverse speculații din astea neconstructive, spunem noi, ca să nu intrăm în altă zonă. Aș putea să vă spun că pensionarii cu stagi de cotizare sub 15 ani, mă refer la cei care nu au acel stagiu minim și care nu au cotizat atât de mult, pot opta pentru indemnizația socială. Indemnizația socială, aceștia au un termen de 3 luni de zile. Casa Națională de Pensii va trimite un plic pretimbrat către dumneavoastră ca în acest termen de 3 luni de zile să optați pentru indemnizația socială, care va fi în quantum, într-un anumit quantum, dar și pentru contributivitatea pe care ați avut-o, dacă doriți să rămâneți în zona pensionarului, dar atunci discutăm strict despre contributivitatea pe care ați avut-o, pentru că așa este corect față de dumneavoastră, cei care ați contribuit mult mai mult și primiți niște drepturi în baza contribuției. Așa cum am discutat de la început, am plecat de la premiza că trebuie să avem în vedere principiul contributivității. Pensionarii la limită de vârstă cu stagiu de cotizare între 10 și 15 ani sunt exceptați de la această situație. Valorificarea tuturor drepturilor, un element extrem de important și de noutate pentru dumneavoastră, care vine ca un sprijin extrem de real și o îndreptare a inechităților care sunt astăzi în sistem. Și mă rog, pe care dumneavoastră le contestați o parte în instanță și aveți niște drepturi pe care trebuie să le câștigați acolo. Noi, analizând acest aspect, am considerat că este o inechitate față de dumneavoastră și din momentul în care acest act normativ va fi promulgat și va intra în vigoare, se vor lua în calcul, așa avem proiectul de act normativ, se vor lua în calcul toate drepturile salariale pentru care s-au plătit contribuții. Și aici mă refer la prime, premii, al 13-lea salariu sau acordul global, mă rog, etc. Acum în funcție de pentru absolut toate drepturile pentru care s-au plătit contributivitate. Pentru perioada 1 februarie 1975, 1 aprilie 2001, când, mă rog, dumneavoastră, există probabilitatea ca să nu mai găsiți acele arhive în care vă puteți scoate acele documente, să le depuneți la dosarul de pensii, să demonstrați că ați avut venituri din care s-au luat contribuții la sistemul de pensii, veți primi prin acest proiect 10%.
Pe de altă parte, dacă vă găsiți acele adeverințe și reușiți să le depuneți la dosarul dumneavoastră pe care îl aveți la Casa Județeană, în baza acelor adeverințe vi se va face un calcul și dacă este peste 10%, cu certitudine veți primi acel procent. Dacă este sub, vom rămâne pe acei 10%. De altfel, o măsură discutată de-a lungul timpului cu asociațiile de pensionari, cu reprezentanții dumneavoastră, care au îmbrățișat-o foarte bine și au zis că, da, într-adevăr, este o echitate care se întâmplă și o îndreptare a incorectitudinii din prezentul act normativ, din legea 263, care este în vigoare astăzi față de dumneavoastră. Privind condițiile speciale de muncă, un alt element de noutate pe care, mă rog, de care probabil sunteți interesați, se menține legislația în vigoare, se vor recunoaște și alte categorii speciale de muncă în plus față de cele existente. Guvernul va prelungi prin ordonanță de urgență termenul de valabilitate al avizurilor existente pentru condițiile deosebite. Așadar, acele anexe de la legea 263 vor fi revizuite, mă rog, se va face o reanaliză acestor condiții speciale de muncă, se vor adăuga acolo unde este cazul. Pe de altă parte, mă bucur că este și presa în sală, pentru că fiecare angajator trebuie să știe că trebuie să îmbunătățească condițiile de muncă. Sunt sigur că absolut cu toții o fac, nu am niciun fel în acest punct de vedere. Cel mai important element din legea pensiilor este formula de calcul a pensiei. Numărul total de puncte, și aici vorbim de suma punctajelor anuale, înmulțită cu valoarea punctului de referință. Ce înseamnă cu valoarea punctului de referință? În 2021, punctul de pensie va ajunge la, și este definit prin lege, la 1875 de lei, care va fi împărțit la 25 și ne va da o sumă, un număr 75. Aceasta este valoarea punctului de referință. Numărul total de puncte mulțit cu valoarea punctului de referință ne va da pensie. Sunt foarte multe exemple de inechități care se întâmplă în sistemul public de pensii. Inechități între femei și bărbați, inechități între aceleași categorii de funcționari. Mă rog, exemple pot continua și cu siguranță dumneavoastră le cunoașteți foarte, foarte bine. Dar, revenind la intrarea etapizată în vigoare a acestei legi până în 2021, în 2019 o să discutăm despre punctul de pensie 1265 de lei, în 2020 punctul de pensie va fi 1775 de lei, iar în 2021, așa cum v-am spus, 1875 de lei, din care, din acel calcul pe care vi l-am prezentat, va ieși punctul de referință de 75, din 2022, valoarea punctului de referință fiind indexată cu inflația. În mare parte, cam despre asta vorbim privind legea pensiilor, într-o trecere, așa, în revistă a elementelor de noutate care se regăsesc în acest proiect de act normativ. Noi, Ministerul Muncii, când spun noi, doamna ministru, își dorește ca acest act normativ să fie dezbătut într-un cadru foarte larg. De aceea și aceste întâlniri în teritoriu, de aceea și această prezentare în fața dumneavoastră, de aceea așteptăm punctele de vedere și mă bucur că doamna director este foarte bine organizată și v-a transmis acele scoli de hârtie prin sală, unde dumneavoastră să ne transmite punctul dumneavoastră de vedere. Și, mă rog, viziunea, poate să știți că orice proiect de act normativ este perfectibil. Cu certitudine, elementele pe care dumneavoastră o să ne le transmiteți cu această ocazie, o să, prin casele de pensii, Casa Județeană de Pensii, o să ducă la construcție. Tocmai de aceea avem aceste dezbatere cu dumneavoastră. După cum am spus încă de la început, nimeni, dar nimeni, nu a făcut o consultare atât de amplă pe un proiect de act normativ. Pot să vă aduc aminte cu regret că în 2010, când s-a făcut această lege pe care funcționăm astăzi, a pensiilor,
Unii au numărat un pic greșit, din 2 în 2, din 3 în 3, dar mă rog, așa și-au dorit la acel moment. Un guvern care va tăia pensie tot cam în aceeași perioadă, dar despre trecut numai de bine. Nu e cazul să analizăm noi ce au făcut alții, noi trebuie să ne facem treaba cât putem de bine. Așa cum am promis în prim programul de guvernare, lucrurile se întâmplă și vedeți că astăzi suntem în fața dumneavoastră și vă prezentăm un proiect de act normativ corect față de dumneavoastră, într-adevăr perfectibil, și ne dorim ca dumneavoastră să veniți cu un aport la acest proiect de lege, pentru că cu toții trebuie să simțim că am lucrat la un act normativ care să fie și în favoarea cetățeanului. Cu ce dumneavoastră ne dorim. Eu vă mulțumesc tare mult că m-ați ascultat. O să strângem punctele dumneavoastră de vedere, o să le analizăm în grupul de lucru din care și doamna director face parte și cu siguranță o să ieșim cu o lege foarte, foarte bună, pe care parlamentarii care, v-am spus, astăzi sunt în sală, cu siguranță vă vor reprezenta foarte bine ca și administrația locală să poată apoi comunica cu dumneavoastră la un mod foarte, foarte corect. Eu vă mulțumesc tare mult încă o dată. Mulțumim, domnule secretar de stat. Cred că vom intra într-o zonă mai tehnică a discuției. Sunt sigur că aveți o serie de întrebări și vă stăm la dispoziție, mai ales cei doi specialiști. Vă stau la dispoziție pentru a vă răspunde tuturor clarificărilor pe care dumneavoastră astăzi le veți solicita. Așadar, o să rog un coleg de-al meu să mă ajute să transmitem un microfon în sală și într-o ordine oarecum pe care o stabilim acum să începem să dezbatem pe această temă. Ok. Ok, Alin, te rog frumos să mă ajut să ducem microfonul în zona sălii. 10 persoane cu 10 întrebări, nu fiecare persoană, fiecare persoană cu câte o întrebare. Și apoi, după cum am clarificat sau am hotărât, urmează ca celelalte clarificări și celelalte propuneri să le colectăm scris de la dumneavoastră și urmează în continuare să fie prelucrate de către specialiștii de la Ministerul Muncii. Vă mulțumesc! Vă rog frumos să vă și prezentați. Vă mulțumesc! Așa se mai întâmplă. Mă numesc Bucur Gheorghe și vreau, ați spus dumneavoastră cu punctul de pensie. La punctul ăsta de pensie, pentru cei care muncesc, au muncit, eu am ieșit la pensie, nu zic, nu? Punctajul foarte mic pentru lucrători și lucrători și nu știu ce față de birocrație. Cum se face punctajul ăsta de pensie? Birocrații au punctul mai mare decât muncitorii care lucrează în... Da, bănuiesc eu cam ce vreți să mă întrebați. N-ați formulat-o chiar cum vă doreați, dar e regulă, vă răspund. Să știți că noi am plecat pentru a fi corecți față de absolut toți cetățenii. Considerăm că, în baza contributivității pe care ați avut-o, veți primi pensie. Într-adevăr, sunt inechități extrem de mari în acest act normativ. Ați ieșit pe diferite acte normative la pensie, unii pe legea 263, alții pe celelalte acte normative care au fost în vigoare la un moment dat. Inechitățile sunt extrem de mari și vă dau dreptate. Probabil că asta vreau să spuneți. Deci, eu am lucrat în rafinerie în combinat. Am înțeles. Iar birocrații care erau în afara combinatului, au primit grupa întâi. Iar eu am grupa a doua. Aici nu mă lămuresc. Au punctul de pensie mai mari decât. Intrăm într-o chestiune punctuală, dar dați-mi voie că tot am să vorbesc. Într-adevăr, inechitățile sunt foarte mari. Condițiile de muncă au fost analizate așa cum au fost analizate când s-a făcut prezentul act normativ. Noi ne dorim să facem o reanaliză a acestora, să pornim de la un principiu corect
Și acela este contributivitatea pe care ați avut-o la bugetul asigurării sociale ca pensia noastră să se regăsească într-un quantum corect față de dumneavoastră și față de munca pe care ați prestat. Acolo aveți Casa Națională, acolo este Casa Județeană de Pensii. Dar puteți veni la Casa Locală Onești, unde să vă, cu siguranță, vă vor răspunde la solicitările pe care dumneavoastră le aveți. Eu vă garantez că vă vor răspunde la solicitările pe care le aveți. Altă persoană în sală care solicită, vă rugăm, domnul Racu, haideți să o luăm, deci care este propunerea? 10 persoane, începând de la primul rând în sus, când ajungem la 10-a persoană, cât de sus ar fi în profunzimea sălii, ne oprim cu setul de întrebări, urmând, după cum am spus, să clarificăm punctele dumneavoastră pe care le-ați făcut în scris. Bună seara, mă numesc Lupu Lorica, sunt pensionară din sistemul sanitar. Am o singură întrebare. De ce nu este considerată vechime în muncă lucru în policlinicile cu plată în situația în care s-a plătit CSE-ul? Deci medicii și cadrele medii au plătit CSE-ul. De ce nu este considerată vechime în muncă perioada aceasta? E vorba de 7-8 ani. Era întrebarea mea. Mulțumesc. Da, o să vă răspund, doamna director, dar pot să vă spun că exact asta ne consultam. Acum n-aș vrea să iau cuvântul pe care vrea să-l spun, doamna director, dar acest lucru se întâmplă și pe proiectul de act normativ pe care vi l-am prezentat mai devreme. Dar, doamna director, vă rog. Deși am spus că nu o să răspundem la întrebări punctuale, pentru asta colectăm întrebările dumneavoastră ca să nu ținem toată sala pentru o speță care mă interesează poate pe foarte multă lume, o să vă răspund. Cred că vă referiți la plata cu ora și plata cu ora în actuala legislație nu face parte din sporurile cu caracter permanent, motiv pentru care nu sunt valorificate. Dar tocmai în noul proiect de lege, acest lucru este exact, este clarificat. Practic, veți putea aduce documente suplimentare pentru toate veniturile pe care le-ați obținut. Da? Și atenție, vorbim de venituri înainte de 2001, pentru că după 2001, angajatorul declară declarațiile nominale și nu avem ce să aducem. Da? Vă mulțumesc. Aici sunt. Eu sunt. În primul rând. Vreau să vă fac o propunere, zic eu, care să vină în întâmpinarea multor salariați, foști salariați pe platformă. Sunt și firme care, din anumite condiții, pentru că lichidatorii nu au avut cum să plătească predarea documentelor către firme specializate de arhivare și cetățenii sunt prejudiciați. Am lucrat la o astfel de firmă, lichidatorul nu s-a ocupat și a rămas eu cu arhiva în brațe. Și vreau să o predau la o firmă de arhivare, de fapt am dus la o firmă de arhivare și se solicită bani. Cred eu că în lege, dacă prin lege, s-ar putea obliga toate firmele de arhivare pentru firmele lichidate, pentru că nu au existat posibilități să se plătească pentru arhivare, să fie primite și astfel s-ar îndrepta o mare inechitate care există, pentru că sunt foarte mulți cetățeni care nu pot beneficia de venitul brut realizat și de grupele 1 și 2 de muncă. Și aici, pe platforma Onești, sunt foarte mulți oameni care au beneficiat de aceste grupe. Să dea diferențe fără plată de partea contribuabilului, să plătească statul. De la Brăila, care percepe niște sume foarte mari și pensiile nu se ridică la nivelul numelor pe care cei de la Brăila le iau. 4, 5, 6 milioane ca să-ți eliberezi o adeverință. Din legea arhivelor statului. Da. Se părea corect aceste arhive să fie plătite de către stat, nu noi pensionari sau viitorii pensionari, să plătim niște sume foarte mari. Pe care firma trebuia să mi le dea. Deci este un drept al nostru pe care, pentru acest drept, noi trebuie să plătim niște sume foarte mari de bani. Suma minimă este de 400 de lei. Deci sunt sume de 500 de lei și 600 de lei. Plus că nu-ți garantează un răspuns într-un termen legal. Deci, dacă dai telefon, sunt două numere de telefon la care nu-ți răspunde absolut nimeni. Da, probabil vorbiți de arhivele de la private. De la Brăila. Cele la Brăila din toată țara. Cele private. Am înțeles cu dumneavoastră. De l-am notat. În regulă, o să-l transmitem și mai departe. Nu s-a rezolvat nimic.
Mă rog, acum știți cum este. Dacă porniți la o chestiune negativă, probabil că așa s-a întâmplat. Dacă gândiți în perspectiva lucrurilor și vă doriți și credeți în lucrul ăsta că pentru asta suntem aici, se va întâmpla. Dacă nu credeți, atunci ce să vă zic? Probabil că acolo vom ajunge. Numele meu este Racu Chiță, proaspăt pensionar de o lună și am studiat în mare parte legea, adică noul proiect de lege al pensiilor și mai am lăsat la doamna director niște puncte, dar nu le punctez pe toate și următoarele este, am observat că nu este specificat de la ce pensie sau de la ce valoare a pensiei este impozabilă. Sunt anumite lucruri pe de altă parte care se mai reglementează prin normele de aplicare. Asta, dar nu schimbă paradigma legii, normele de aplicare. Nu ne-am propus ca să plinim cu o lege și să schimbăm prin normele de aplicare, sub nicio formă. Asta sunt anumite lucruri care se reglează și acolo. Pe de altă parte, prin hotărâre de guvern, se pot stabili aceste aspecte. Revenind la solicitarea dumneavoastră, a spus, mă rog, am rămas focusat pe situația asta. De la ce pensie, nu sau care e valoarea maximă, de neimpozitarea. Da, prin hotărâre astăzi e stabilită prin hotărâre de guvern. Prima etapă de aplicare a legii. Prima etapă de aplicare a legii este 2019, așa cum v-am spus mai devreme. Dar vreau să luați un calcul în singur lucru, care este extrem de important. În 2005, când ați avut parte de o recalculare, nu cu experții case naționale, persoane care au lucrat pe o perioadă determinată, a fost un haos total în dosarele dumneavoastră. Pentru că au fost datele așa cum au fost băgate atunci. Dumneavoastră, după aia, a trebuit să contestați ca să vi se recalculeze într-un mod corect. Astăzi, discutând, noi ne dorim să facem lucrul ăsta cu experții case naționale, oameni care să și asume acele date pe care le introduc în sistem. Gândiți-vă că nu vorbim de un dosar, nici măcar de 100, nici măcar de 100 de mii, nici măcar de 1 milion, vorbim de peste 5 milioane de dosare în România. Lucrurile astea se fac ca să le facem într-un mod constructiv și evident corect pentru dumneavoastră, se fac într-un anumit timp. Evident ca aceste date să fie introduse corect. Ca dosarele dumneavoastră să nu mai fiți nevoie să contestați, să aveți probleme vis-a-vis de dosarul de pensie, nu prea se întâmplă de avizat. În 2019 până în 2021 noi considerăm un termen rezonabil ca absolut toate lucrurile să intre în normalitate și inechitățile până la urmă să se reducă în totalitate. Bună ziua! Aș vrea să vă întreb. Spuneți, doamna, așa. Da. Mă numesc Florina Jugaru și vreau să vă pun o întrebare. Aș vrea să știu deputați, doamnele și domnii deputați prezenți aici în sală, cine este pe colegiul Onești? Eu sunt. Da? Nu sunt pe colegiul, dar am făcut campanie. Nu m-a interesat colegiul Onești. Nu mai sunt semenții, nu mai sunt colegiul. Dar bine, noi am votat, noi când am votat... N-ați votat. Nu, dar am vrut să știu din Onești cine reprezintă... Eu. Mulțumesc. Există un proiect de lege care face, se adaugă la legea 263, respectiv aliniatul 5 al articolului 65 din legea 263, care în acest proiect prevede următoarele, că persoanele care au locuit timp de 30 de ani în zonele afectate de poluare, poluare puternică, beneficiază de o reducere de 2 ani, ies mai repede la pensie, fără să fie penalizat ca public. Nu au nicio penalizare. Vreau să vă întreb și eu, de ce Oneștiu, care a avut o platformă petrochimică cu poluare de clor, cianuri, fenol, detol, hidrogen sulfurat, n-a intrat în această categorie a orașelor poluate? Și mă refer la orașe ca Târgu Mureș, Copșa Mică, Râmnicu Vâncea. Deci noi am avut industrie petrochimică. Persoanele de aici, din Onești, nu sunt pe această listă care să beneficieze de proiect. Una la mână, doi la mână, tot referitor la acest aspect, persoanele din grupa 1 și a 2, care au lucrat pe platforma petrochimică
și care au lucrat în condiții deosebit de grele, nu intră în recalcularea pensiei, cum intră minerii, aviatorii, deci nu sunt considerați ca pensii, adică persoane care au lucrat în condiții deosebit de grele. Sunt persoane care au lucrat la cianuri, care au lucrat la cloruri, la hidrogen sulfurat și la alte secții foarte poluante, au lucrat cu mască pe figură. De ce aceste persoane din mediul nostru? Știți de ce? Pentru că parlamentarii noștri de Bacău și de Onești, adică de județul Bacău, n-au susținut cum au susținut alte persoane. De exemplu, Galațiu, atâtea județe, Mureș, toți au susținut. Nu înțeleg de ce Oneștiu n-a intrat, că avem și combinatul de îngrășăminte chimice de la Bacău, la fel. S-a spus și am auzit din surse foarte sigure că parlamentarii de Bacău au considerat că acest oraș, municipiul Onești și Bacău, nu trebuie să beneficieze de aceste condiții speciale. Și plus de asta, grupa întâia și a doua. De ce nu intrăm și noi să fie recalculate pensiile noastre corect? Cum ar trebui, cum sunt pentru ceilalți pensionari? Vă mulțumesc! Ați pus întrebarea, da? Da, v-am pus întrebarea. De ce Oneștiu n-a intrat să beneficieze de proiectul de lege a persoanelor care au locuit cel puțin 30 de zile, 30 de ani. Deci la noi a fost mai mult de 30 de ani. Combinatul siderurgic la Galați e din 1966. Platforma de la Onești e din 1956, 58, adică a combinat chimic, termocentrală, Carom, care a avut de toru și fenolul. Deci au grupa întâia și a doua și nu intră în recalculare și plus nu beneficiem de acești 30 de ani că am locuit într-un oraș poluat. Dumneavoastră nu știți, deci nu, era poluat cu clor, cu hidrogen, ani de zile, deci a fost ceață londoneză, ca să spun, în oraș. Și toată lumea care a trăit în acest oraș am suportat toxicitatea polurii. Deci majoritatea de aici provin ca pensionari din combinatul chimic, din Carom, din rafinărie, dar nu intrăm în categorie să beneficiem de recalcularea pensiilor, cum le fac în alte orașe și parlamentari care s-au zbătut să obțină aceste drepturi. Noi, reprezentanții noștri, n-au luptat pentru așa ceva. Da, să știți că putine, vă înțelegem frustrarea și supărarea. Dar eu vreau să vă întreb ca fapt divers. Să știți că nu e o chestiune. Cu siguranță am venit în fața dumneavoastră să vă ascult cu toată sinceritatea și cu toată seriozitatea. Ca și ceilalți colegi care sunt aici. Dar eu vă spun altceva. Colegii dumneavoastră, colegii noștri până la urmă, care sunt astăzi în fața dumneavoastră, au venit să vă asculte pentru a mai amenda sau pentru a mai reglementa ce se mai poate reglementa din această lege. Păi ce credeți? De-aia au venit aici, ca să vă asculte, să vă asculte doleanțele, ca pe dumneavoastră să vă poată reprezenta așa cum dumneavoastră vă doriți acolo. Dar nu puteți reproșa unui parlamentar astăzi, care vine în fața dumneavoastră să vă asculte și să vă reprezinte și să voteze o lege atât de importantă, că nu s-au întâmplat niște lucruri. Tocmai asta am spus, că este o lege extrem de proastă, legea 263, care are inechități extrem de mari. Tocmai de aceea încercăm să reglementăm. Nu doar noi, Ministerul Muncii, cât și parlamentarii care sunt astăzi în fața dumneavoastră să vă asculte dorințele și ce vă doriți ca să se regăsească în acel proiect de act normativ. Într-adevăr, sunt anumite județe, aveți dreptate, nu vă contrazic. Tocmai de aceea, foarte bine. Foarte bine, da, doamne. Deci, cu tot respectul, eu v-am ascultat pe dumneavoastră și foarte atent. Da. Vă mulțumesc tare mult că m-a ascultat. Tocmai de aceea, parlamentarii dumneavoastră, ori să vă reprezinte cu dorințele pe care le aveți, de-aia ne-am întâlnit astăzi. Ca dumneavoastră ne spuneți punctele de vedere și noi să le încercăm prin ce putem face la minister, prin ce pot parlamentarii în dezbaterea legii în Parlament, să vină cu amendamente, să le dezbată, să le discute și să vă reprezinte așa cum dumneavoastră vă doriți. De-aia ne-am întâlnit astăzi, să știți. Adică, cu alte cuvinte, propunerile dumneavoastră sunt notate, sunt luate în calcul și noi, la Ministerul Muncii, cât și parlamentarii de Bacău, vor încerca să facă aceste lucruri să devină posibile și să beneficiați de ele. Tocmai de aceea ne întâlnim. Tocmai de aceea, pe de altă parte, acum vorbim din exterior un pic.
v-a jucat tare mult. Să nu, nu e cazul să vă certați parlamentare. Tocmai de-aia au venit aici ca să vă reprezinte corect și să vă asculte propunerea. Tocmai de aceea sunt aici. Ca să vă asculte propunere să vă reprezinte corect în parlament. Cum vă susține financiar statul, guvernul, care nu va fi probabil PSD, poate, nu se știe, în 2021, apropo de, că poate fi și o miză electorală, această creștere de pensii, că totuși va fi o creștere, rumine. Bine, domnule. Alegerile parlamentare sunt în 2020, așa că miza electorală, nu știu cum. Dumneavoastră că în 2020... Domnule, știți ceva? Da. Iertați-mă, nu o să vă mai răspund. Da, spune. Mie e imposibil să discut cu dumneavoastră dacă vreți să vorbiți doar dumneavoastră. Alegerile parlamentare sunt în 2020. Miza electorală, nu știu unde vedeți dumneavoastră, când în 2021 efectiv începe această lege să-și producă efecte așa cum este ea prevăzut. Pe de altă parte, în orice act normativ, așa cum sunt sigur că știți, în preambul actului normativ, în nota de fundamentare, regăsiți și de unde sunt bani pentru a implementa acest act normativ. Pe de altă parte, noi n-am făcut ca alții care v-au tăiat pensiile și salariile. Că dacă tot ne aducem aminte, hai să ne aducem aminte de toate. Când v-au tăiat pensiile și salariile... Am spus că n-am mințit de alții din urmă. Păi n-am mințit, dar dacă dumneavoastră mințiți din sală, eu ce vreți să fac? Nu procedăm așa. Tocmai de aceea am făcut o analiză foarte, foarte atentă pe bugetul care îl vom asigura pentru aceste pensii. Și vă asigur că este și buget să, ca pensiile să fie date și totodată nicio pensie din România nu va scădea, bani, împotrivă vor crește. Și lucrurile astea se vor întâmpla, chiar dacă dumneavoastră astăzi o parte credeți, o parte nu, dar știți cum e, timpul le rezolvă pe toate. Doamna, vă rog frumos, doamna parlamentar. Eu acum vreau să vă răspund. Dintre parlamentarii care au candidat la alegerile parlamentare, eu am venit aici în Onești și am făcut campanie electorală pentru lista partidului pe care îl reprezint, Partidul Social Democrat. Acum, eu sinceră să fiu, eu chiar nu vă înțeleg. Întâi sunteți supărați pe noi pentru că îndreptățit, Oneștiu, și să știți că și soțul meu a lucrat pe platformă. Știm, știm. Adică, da. A fost director general la Caromanești. Pentru scurt timp. Mai mult timp a fost doar inginer pe platformă. Deci eu chiar vă înțeleg problemele și aveți dreptate. Deci întâi sunteți supărați și îndreptățiți sunteți supărați pentru că Oneștiu nu este inclus în acea listă și cu adevărat și soțul meu și eu alături de dumneavoastră am suportat noxele de-a lungul timpului. De lucru, eu legea 263, eu nu am votat-o. Deci nu puteți fi supărați pe mine. Dar asta nu înseamnă că eu din momentul ăsta nu voi urmări și nu voi face toate demersurile necesare pentru a încerca în viitoarea lege ca să fie introdus Oneștiu în această listă și să puteți beneficia de asta. Unde nu înțeleg eu? Întâi sunteți supărați pentru că printr-o omisiune pensia noastră e mai mică, iar după aceea sunteți îngrijorați de faptul și sunteți supărați că pensia o să crească. Dar de ce purtați de grijă a guvernului care o să fie? Haideți să dăm legea asta. Eu să știți că vorbeam și cu colegul meu senator. Eu sunt foarte bucuroasă. Haideți să o dăm așa. Haideți să stabilim că punctul de pensie va fi în 2021 cel care va fi și eu vreau să văd ce guvern, ce politician va îndrăzni să micșoreze punctul de pensie. Haideți să nu mai murim de grijă a guvernului care va să vie. Guvernul care o să vină, ascultați-mă, vă rog, indiferent de la ce partid este, să facă bine, să guverneze cu eficiență, în așa fel încât să respecte această promisiune. PSD-ul, dacă va fi la guvernare, și să știți că eu am încredere și depun toate eforturile alături de colegii mei ca să fim și după 2020 la guvernare. Noi să reținem de această promisiune, așa cum facem, pentru că ăsta nu este obiceiul. Da, vă doresc. Vă spun cinstit, acum trebuie să intervin, nu în calitate de moderator al acestei întâlniri, dar cel puțin în calitate de gazdă.
Eu cunosc oneștenii, fiind oneștean cet pe cet, născut, educat, crescut aici, știu că oneștenii sunt niște oameni în primul rând și în primul rând foarte educați. Haideți să trecem peste anumite aspecte strict politice pe care unii dintre cei în sală simt nevoia să le abordeze. Eu această întâlnire nu am generat-o și nu o voi lăsa să se îndrepte spre o direcție politică. Nu vreau să spun ce au făcut alții atunci când erau la putere, nici nu vreau să spun ce vor face alții când vor fi după 2020 și care vor fi acelea. Important este ca astăzi noi să discutăm pe o propunere de lege. Să venim cu propuneri și eu consider că misiunea noastră de astăzi este îndeplinită. Eu astăzi, atenție ce vă spun, nu am rostit niciodată Partidul Social Democrat. Nici când mi-am prezentat colegii, nici când am prezentat pe nimeni. Și n-am făcut-o dintr-un singur motiv. Știți că sunt primar PSD, sunt președinte PSD, sunt vicepreședinte la nivel județean PSD și am mândria și orgoliul meu, pe care nu mi-l va încălca nimeni și nicicum, dar nu am dorit, tocmai din respect pentru cei care nu au convingeri politice pe care le împărtășesc eu sau unii din cei din prezidiu, să avem o abordare politică. Din respect față de dumneavoastră, eu nu am abordat așa problemă. Așa că vă rog frumos, mă respectați și dumneavoastră pe mine și să nu avem abordări politice. Noi astăzi trebuie să clarificăm niște lucruri, suntem toți capabili să le clarificăm și haideți să vorbim, dacă mai sunt întrebări, clarificări, pe legea pensiilor, fără abordări politice. Eu vă mulțumesc foarte mult. Așteptăm, deci, da, după ce vorbește, după ce ia cuvântul doamna director executiv, așteptăm în continuare propunerile dumneavoastră din sală. Vă mulțumesc mult. Poftiți. Mulțumesc frumos, nu am să vorbesc foarte mult legat de termen. Pentru că ați adus în discuție 2020-2021, vreau să vă spun că este așa cum am început astăzi, după ce v-am spus bună ziua, v-am spus că este o lege foarte complexă, credeți-ne pe cuvânt, este o lege foarte complexă. Imaginați-vă cum ar fi să vină cineva să vă promită că de mâine, de peste o lună, de peste trei luni, ar intra în vigoare această lege. Noi, ca tehnicieni, venim și vă spunem, nu se poate. Deci nu se poate. Gândiți-vă că să lucrezi un dosar de pensie înseamnă să iei să calculezi lună de lună un punctaj, să faci un punctaj anual, să faci total puncte realizate, să analizezi o sumedenie de documente și acum guvernul vine și spune aduceți și alte documente în plus care n-au fost valorificate nici când până acum. Asta înseamnă că trebuie să iei să lucrezi dosarul cap-coadă. Cum vă imaginați, dincolo de sfera politică, cum vă imaginați că s-ar putea face acest lucru într-un termen foarte scurt? Deci, ca tehnicieni, noi avem foarte mari temeri legate și de această perioadă, pentru că presupune personal, presupune infrastructură, presupune foarte, foarte multe lucruri, ca această lege care se dorește și va fi una foarte bună să fie în interesul tuturor și să nu se mai greșească așa cum s-a greșit în 2005 și toată lumea, dumneavoastră și noi, acum tragem ponoasele. Vă mulțumesc! Adică am lucrat în IT, cred că nu sunt chiar așa de copitul. Eu mor cu punctajul pe care l-am, fără să aduc alta de venință sau altceva. Cum să nu? La dosarul meu, de exemplu, nu există nimic de calculat dacă nu ar vin cu acte în plus. Încep să înțeleg, da, anumite aspecte pe care speream să nu le întâlnesc astăzi. Sunt apolitic. Am înțeles. Haideți să lăsăm și pe... politicienilor și politicilor României care nu sunt ale României. Am înțeles. Vă mulțumim. Haideți să nu monopolizăm discuția și, după cum am spus, să nu începem să tratăm cazuri personale. Da, vă mulțumim. N-am spus să nu mai spuneți nimic. Să știți că nu sunt adeptul celor care pun pumnul în gură cuiva. Dar haideți să-i respectăm și pe cei prezenți care bănuiesc că... vă rog. Mă numesc Blajevski Sergiu, sunt pensionat din anul 2006. Ieșit inițial... cum zice...
nu la limită de vârstă, anticipat, da. Am două probleme, domnul ministru. Legea asta care a scos-o dumneavoastră, și vreau să fac o paranteză față de celelalte guvernări, este primul guvern și primul partid care vine cu un program coerent legat de salarii, legat de pensii. Ăilalți au pierdut trenul și de aia se întâmplă în țară ce se întâmplă. Acum, legea asta este făcută, am înțeles, în primul rând, pentru cei care au contribuit de-a lungul vieții, cât au muncit, au contribuit pentru punctajele care apar pe cucuraș și așa mai departe. Dar în același timp vreau să vă spun, atâta timp cât se păstrează legile speciale, societatea este împărțită în două. Să fie foarte clar. Vă dau un exemplu. Un singur exemplu. Dom'le, cum e posibil un judecător la vechime de 35 de ani, pe contribuție adusă, trebuie să iasă la pensii cu 2.100 de lei. Și iese la pensii cu 152.000 de lei. Restul este ajutor de stat și este nelegal. Pensia pe care o am eu, am 51 de ani de contribuții, 51 de ani de contribuții, am 30 de milioane și am fost patron la vreo 6 firme, am fost patron de la Revoluție până acum 3 ani de zi. Am 30 de milioane. De ce? Pentru că nu mi s-a luat în calcul, am lucrat în acord toată viața. Nu mi s-a luat în calcul acordul. Am dat acum 2 luni de zile, am dat adeverință. După părerea mea, adeverința, dacă este recalculată, va crește pensia de 30 și 40%. De 3 ori mi-a dat casa de pensii, mi-a dat răspunsul că nu am, sporurile nu sunt pe activitate permanentă. Așa, domnule, casele astea de pensii s-au transformat în instituții de judecată. E cum e? Vă dau exemplu. În 2011, Curtea Constituțională a zis clar, dacă vin oamenii cu adeverință, se recalculează. Am exemple din procese câștigate de colegi de-ai mei la înalta curte de casație. De ce nu se ia în calcul puterea lucrului judecat? Puterea și autoritatea lucrului judecat. Și ne lasă să-i dăm în judecată. Să tragă de timp ce să facă. Eu la banii care trebuia să iau, nu renunț. Nu renunț în ce formă. Atât am avut. Mulțumesc. Înainte de a vă da răspuns, vreau doar să vă spun că absolut toate dosarele vor fi recalculate, indiferent că ne-am făcut specialiști cu toții peste noapte. E evident că vor fi recalculate, pentru că e o nouă formulă de calcul. Toate dosarele trebuie recalculate. Indiferent că n-avem alte adeverințe de adăugat. Asta ca răspuns pentru dumneavoastră, domnul inginer. Pe de altă parte, să știți că vă mulțumim că apreciați programul de guvernare și odată că ne ține de cuvânt că am scos acest proiect de act normativ, că deocamdată este proiect. Să Dumnezeu să fie promulgat. Și foarte repede că e în beneficiul dumneavoastră. Pe de altă parte, vis-a-vis de acord, munca în acord, prin acest proiect de lege, după cum ați văzut prezentarea noastră, ne propunem și ne dorim să se ia în calcul. Pe de altă parte, să știți că nu casele de județene de pensii nu sunt vinovate pentru acest aspect. Nu. Este o afirmație cu care v-ați grăbit un pic. Să știți că dacă nu au cadrul legal prin care să țină cont de acele adeverințe, efectiv nu pot să țină cont. Pentru că altfel s-ar duce în altă zonă în care ar răspunde dumnealor în fața altor instanțe judecătorești. Pe de altă parte, prin proiectul de act normativ ne-am propus să ținem cont. În momentul în care va intra în vigoare, atunci vor avea cadrul legal și vor ține cont de absolut toate adeverințele pe care dumneavoastră le aduceți, inclusiv de munca în acord, așa cum am spus, toate veniturile care au fost supuse contribuțiilor la bugetul asigurării sociale. Așa că, să dea Dumnezeu ca acest proiect de act normativ să se transforme într-o lege, să fie promulgat,
și ca dumneavoastră să beneficiați de absolut toate beneficiile pe care el le aduce. Încă n-am parcurs cele 10, să spun, nu că aș fi limitat la 10, dar intervenție. Iertați-mă, răspund. Ministerul Muncii. Deci, eu sunt reprezentant al Ministerului Muncii. Gestionează Casa Națională de Pensii Publice, care se ocupă de acest act normativ. Legea 263 astăzi, că pe asta o avem în vigoare. Avem și proiectul ăsta de act normativ pe care ne-l propunem să intre în vigoare, să beneficiați de el. Asta le gestionează Ministerul Muncii. Vis-a-vis de pensiile de serviciu. Din anumite zone sau sectoare de activitate, ele sunt gestionate de case sectoriale de pensii de către ministerele de resort. Iertați-mă, nu vreau să o priviți ca pe o chestiune răutăcioasă. Tocmai de aceea vreau să avem această discuție. Nu noi le gestionăm. Am primit din absolut toate județele acest punct de vedere exprimat de dumneavoastră. Vă garantez și vă promit că o să-l transmit doamnei ministru și doamna ministru va transmite cu certitudine colegilor noștri din guvern. Ca aceste lucruri să fie reanalizate. Nu Ministerul Muncii le reanalizează. Nici o lege organică nu poate schimba o lege cu caracter special. Totodată, Ministerul Muncii nu poate interveni pe actele normative care nu țin de acest. Cred că am fost clar. Adică îmi doresc ca dumneavoastră să fi înțeles răspunsul meu. Vă mulțumesc. Sunt pensionară din septembrie 2012. Suntem o categorie de bugetari discriminați prin faptul că mi s-au tăiat veniturile, mi s-au tăiat salariile. Și în momentul în care am ieșit la pensie, probabil mă refer la bugetarii care au ieșit la pensie în intervalul 2011-2013. Pentru că după aceea, din fericire, ați revenit dumneavoastră, care faceți cât de cât ordine, care aveți cât de cât o preocupare și pentru ceilalți, nu doar pentru buzunarele proprii. Și cred că faptul că am ieșit la pensie într-un interval nefast de timp, e vorba de 2011-2013, a generat o quantum al pensiei foarte scăzut. Este adevărat că între timp pensia mi-a crescut, dar în momentul în care am văzut primul cupon de pensie cu 1032 de lei la limită de vârstă, am fost șocată. Dacă s-ar putea la vreo măsură reparatorie, ar fi ideal. Este minunat, ar fi minunat. Pentru categoriile respective. Ne-am dorit că de-aia este o dezbatere publică, de-aia avem transparență de cetățean, să știm propuneri la dumneavoastră. Să înțeleg că s-au poftit. A fost atât de clar? Vă salut, stimată colegă, și eu sunt profesoară. O primă măsură reparatorie ați enumerat-o și dumneavoastră și se referă la faptul că tot ceea ce nouă, să vorbim despre noi, despre profesori, ne-a fost tăiat de către un anumit guvern ca să rămân în schema dată de domnul primar și care este corectă, ne-au fost returnați banii respectivi. Eu cred că toate... prin sistemul de impozitare bănuiesc, iar de unele școli, persoanele care au ieșit în 2012 la pensie, nici nu au mai primit toți banii. Nu. Dacă îmi spuneți că nu au primit toți colegii profesori banii pe hotărâri judecătorești sau nu definitive privind drepturi salariale, vă rog să rămâneți la sfârșit, să vorbim noi două și acei colegi care nu și-au primit banii să ia legătura cu mine. Pentru că eu când am plecat din inspectoratul școlar, lucrurile nu stăteau așa și dacă este vreo scăpare, lucrăm și o îndreptăm. Deci lucrul ăsta nu-i posibil să rămână așa. Deci chiar vreau să vă rog să rămâneți la sfârșit și să vorbim. Iar referitor la profesor ceea ce se întâmplă, o să vă arăt un slide prezentat de doamna director de la Casa de Pensii și unde spune foarte clar, că aici m-am uitat, un profesor ajunge în 2021 la 3.000 de lei pensie. Deci
Eu abia aștept să mă bucur de pensia asta bună. Vă spun cu toată sinceritatea. Nu doresc să mai plăiesc. Mai rămân. Deci, dacă am 2019... Nu aș vrea să, acum să știți cum e, nu am vrea să scoatem cu forță de acum. Mă speriasem la început că o să avem foarte multe intervenții din sală. Constat că ne-am oprit brusc. Vă mulțumim. Da, să înțeleg că a fost foarte clar. Mulțumim în primul rând pentru toate sugestiile transmise în scris. Mai dorește cineva? Imediat, domnul Racu. Vă mulțumim și continuăm, nu ne oprim. Alin, te rog frumos să mă ajut să-i transmis domnului Ilan. Aș mai avea o problemă, e un lucrat la care referată... Dacă sunt chestiuni punctuale, vă rog frumos să mergeți la casa județeană de pensie. O stați ca să vă explic ce este vorba. Aceiași colegi care au lucrat cu mine la acelea loc de muncă, care au lucrat pe la birouri, avem grupa a doua de muncă, care au lucrat în exterior, au grupa întâi de muncă. M-am mutat cu chipul ca să recuperez și eu grupa întâi de muncă, ceea ce n-am reușit. Cine au apucat și au mers în instanță pentru recuperarea grupei întâi de muncă, la început a fost cu câștig de cauză, iar după aceea nu se mai dea niciun fel de grup. Deci același loc de muncă, aceeași periculozitate, că lucrezi curenți electric la 110 kV, 27 de kV, 35 de kV, 20 kV și așa mai departe. V-aș ruga dacă este posibil să se facă o remediere pentru a nu mai merge în instanță. De exemplu, acum când am depus dosarul de pensii, mi-a calculat doar pe grupa a doua de muncă. Fiindcă n-am apucat să mai duc să mai merg în instanță. Cine a mers după aceea și m-am scris și eu într-adevăr, cu toate că sunt jurist, n-a reușit să recuperez grupa de muncă pentru mine, dar pentru alții a recuperat-o. Este legător la cer. Mulțumesc tare mult. Tocmai de aceea, prin proiectul de act normativ, ne-am propus reevaluarea condițiilor de muncă, așa cum ați văzut în prezentarea de mai devreme. O să facem o reevaluare a tuturor condițiilor de muncă, sincer, pentru ca lucrurile astea, inechitățile astea, să dispară. Am înțeles. De exemplu, la care a ferat acum sunt care au mai rămas și beneficiază de grupă de muncă în continuare, sunt mecanicii de locomotivă care au grupa specială. Și cred că mai supuși sunt cei la accidente de muncă și la periculozitate, cei care lucrează la întrecerea instalațiilor, decât mecanicii care eu să nu am cabina locomotivei. Mulțumesc! Foarte bună observația noastră, doar că v-am spus că vom reevalua. E foarte bună observația în perspectiva lucrurilor, că... Nu știu, sunt poate zone care nu știam de ele și e bine că de asta ne spune. Mai sunt intervenții din sală? N-aș vrea să plecăm și cineva să rămână cu neclarificat pe un anumit subiect. Da, sau dacă mai sunt propuneri de înaintat către Casa Județeană și către Minister care nu au fost. Dacă nu, eu în încheiere doresc să vă mulțumesc în mod deosebit pentru timpul pe care dumneavoastră ni l-ați acordat și vi l-ați acordat totodată și să vă asigur că ceea ce s-a discutat astăzi aici nu va rămâne fără efect. Înțeleg îngrijorarea oneștenilor prezenți în fața mea pentru problemele personale, dar vă, încă o dată, vreau să plecați cu inima împăcată, cred că este pentru prima dată în municipiul Onești când se dezbate pe legea pensiilor. Și nu cred că este puțin lucru. Totodată cred că lucrurile vor merge în continuare, vor avea un parcurs care va fi în interesul dumneavoastră și anume acele, să spun eu, mici scăpări pe care legea, sau mari scăpări pe care legea le-a avut, vor fi îndreptate. Eu vă mulțumesc, vă urez o după amiază plăcută și vă urez multă și multă sănătate. Vă mulțumesc frumos! Totodată, haideți să nu închei prin a mulțumi domnului secretar de stat, tuturor invitaților, pentru că și în timpul programului, dar și după că am trecut de niște ore, iată că au fost alături de noi. Și sunt, să știți, domn Blașevski, sunt surprins de luarea dumneavoastră de cuvânt astăzi într-un mod plăcut. Știți dumneavoastră la ce mă refer? Adică unul dintre cei mai mari liberali din oraș a avut o atitudine foarte corectă de un proiect. Și pentru asta eu vă mulțumesc, că înseamnă calitatea dumneavoastră umană este una pe care eu nu am cunoscut-o până astăzi. Vă mulțumesc!